Cetatea Sarmi-Săgetuza Regia intră în proprietatea județului Hunedoara, după ce acest proiect a fost supus la vot și adoptat de către parlamentari. Senatorul PSD Viorel Sălan a fost unul dintre promotorii acestui proiect, alături de ceilalți colegi parlamentari din județ, sprijiniți fiind de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Astfel, după modificarea legii, vor putea fi implementate mai multe proiecte de conservare și punere în valoare a cetăților dacice. Noi am dorit, prin legea 23, să aducem cetățile dacice în proprietatea celor două consilii județene, Hunedoara și Alba, pentru că este vorba de cele 6 cetăți dacice. Erau nevoie să promovăm acest zic ultim proiect de lege pentru două aspecte. 1. Sarmi-Săgetuza rămăsese în administrarea Consiliului Județean și nu în proprietatea Consiliului Județean. În al doilea rând, au fost unele aspecte de ordin juridic, vizând transmiterea și terenurilor aferente cetăților dacice, pentru că din dialogul ulterior care l-am avut atât noi parlamentarii, dar și cum reprezentanții Consiliului Județean, se impunea să invocăm legea 33 și nu 255, care cunoașteți că este cea care vizează retrocedarea pentru utilitate de interes public. Am făcut aceste corecții și vă spuneam, în primul rând, după cum se cunoaște Consiliul Județean Hunedoara și domnul președinte al Consiliului Județean, care este un promotor al cetăților dacice, au promovat 6 proiecte pe fonduri europene, dintre care 2 se derulează la Sarmi-Săgetuza Regia. Iar pentru a putea să beneficiem de fondurile acestea, trebuie să faci dovada că ești proprietar. Salut votul acordat în Parlament și mulțumesc celor 234 de parlamentari care au înțeles importanța protejării și promovării acestui sit UNESCO și au votat pentru trecerea sa în proprietatea județului Hunedoara. În momentul de față avem 6 proiecte pe fonduri europene pentru cetățile dacice din Munții Orăștiei, dintre care 2 sunt pentru Sarmi-Săgetuza Regia, a transmis Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Cetatea aflată pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO este în administrarea Consiliului Județean Hunedoara încă din anul 2013.